Dar cine în gână un cântec de dor? Capitane, mie nu prea arde de cântat. Mă tem că vom avea vreme proastă, furtună, uragan. Mii de balene. De ce, secundule? A căzut barometrul. Ești sigur? Absolut sigur. Adineaur l-am scăpat peste bord. La voastră care ați călătorit atât de mult prin lume, trebuie să cunoașteți foarte bine geografia. E, nu, știți, în țara asta chiar că n-am fost. Geografia umorului. Descoperiri distractiv muzicale semnalate de Sorin Petrescu. Două puncte cardinale, eu sunt nord și tu e sud, dar pe fiecare cale te aud. Dragă, trebuie să vorbesc ceva cu tine, știi, ca prieten vechi ce mi-ești, nu? Despre ce e vorba? Mă îngrijorează comportarea fiului meu, dragă. Vrea să se facă neapărat explorator. Și tu nu l-ai sfătuit să nu facă asta? Ba da! Dar în timpul din urmă nu mai ascultă ei decât de sfaturile unor neisprăviți. De aceea vroiam să te rog să vorbești tu cu el. Exploratori și călători, pe mare, pe uscat sau pe unde, radiofonice, Horia Șerbănescu, Dorina Lazăr, Horia Căciulescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Petrică Lupu, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Nae Lăzărescu, Mihai Stoienescu și Dem Rădulescu. Marinar, marinar, punta mării ne e dragă. Doctore, îmi pare rău, dar n-am să pot urma sfatul dumneavoastră de a dormi cu hubloul deschis când călătoresc pe mare. De ce marinare? Am fost repartizat pe un submarin. Submarin în submersie. Un vapor, un vapor. Corăbii în plină mare. Ancore fundarisite și alte bazaconii tehnice regizate de marinarul Romeo Chelaru. Mii de balene, sute de trăsnete, dar mai ales zeci de melodii pescuite de Ion Barta. Capitane! Capitane! Mii de fulgere! Ce țipi așa? Capitane, vasul se umple cu apă. Calmează-te, matelot! Păi da, ce crezi, că nu o să mai rămână apă să navigăm? Un lume mare risa și din bătrânalea zburau spre cer rocopoare mici de nori. Un lume mare risa. Nu se dă bătut în fața greutăților lupul de mare. Montare radiofonică, Manole Pavel Dan. Se-ntorc vapoarele. Se-ntorc vapoarele. Da, de unde? De-abia pleacă. Orele limpede se duc în zbor, pasul e gata oricum acum. Toate luminile albe la vor, ne vom întoarce la anul. Hei, hei! Ancora s-o ridică mamra și să pornim la drum marina. Fetele ne vor simpatiza și după noi vor ofta.
ne-am luat provizii pele pele, că doar pornim la drum marinar. Și-a mai luat cu roșu gând de cer, că-i lupte mare și el. Glumele, glumele, nu le uitați, dați-le sare să le păstrați. Dacă-s prea multe, nu e nimic, avem nevoie la anul. Hei, hei! Ancora s-o ridicăm amrea și să pornim la drum marinar. Fetele ne vor simpatiza și după noi vor opta. Ne-am luat provizii pe lepe, că doar pornim la drum marinar. Și-a mai luat cu noi și-un gând de cel, că-i lupte mare și el. Antora s-o ridică amrea și să pornim la drum marinar. Fetele ne vor simpatiza și după noi vor opta. Ne-am luat provizii pe lepe, că doar pornim la drum marinar. Și-a mai luat cu noi și-un gând de cel, că-i lupte mare și el. Stimate ascultătoare și stimați ascultători, aflate acum aplecate deasupra mașinii de spălat sau aplecați peste mașinile din parcare, aflate acum în bucătărie în fața oalelor aburinde sau aflați în fotoli în fața ziarului, aflate acum cu mătura în mână sau aflați cu paharul în mână și care aveți pe lângă dumneavoastră câte un aparat de radio deschis, apropo, cei care nu l-au deschis încă sunt rugați nici să nu-l deschidă, iar cei care l-au deschis sunt rugați să închidă televizorul. Așa, astăzi veți călători împreună cu mine pe urmele marilor exploratori care au descoperit atâtea drumuri și continente noi. Desigur, nu am de gând să țin o prelegere științifică, ci una umoristică, căci, cum spunea un prieten al meu, fiecare lucru are partea lui comică. Prietenul meu s-a exprimat astfel după ce într-o zi, venind mai târziu acasă și fiind într-o anumită stare avansată, a greșit ușa de la apartament și a luat câteva făcălețe strașnice de la o vecină care îl confundase cu propriul ei soț. E adevărat că atunci el n-a prea râs, întrucât după descoperirea confuziei și a laturii comice a acelui lucru, prietenul meu a fost văzut de către propria sa soție, ieșind din apartamentul vecinei aflate în neglije, drept care a putut cugeta în liniște că fie făcălețul cât de rău, mai bine-i să fie al tău. Dar să-l lăsăm pe prietenul meu și să ne întoarcem la povestea noastră. Primii exploratori recunoscuți de istorie au fost fenicienii, care în jurul anului 470 înaintea erei noastre au descoperit coastele de nord și de vest ale Africii, deși, dacă e pe așa, primul a fost totuși Adam, care a descoperit propria sa coastă de sud în persoana Evei. Eva a avut trei copii, Evul antic, Evul mediu și Evul modern. Dar să mai spunem că Adam a regretat profund descoperirea sa, căci gândea el, puteam să fac din coastă un automobil de mic litraj sau un video sau măcar un radio cu tranzistor la care să asculte emisiunile de umor, aparat pe care l-aș fi putut face să tacă doar învârtind de buton. Așa. E drept că el, adică Adam, și-a mai revenit un pic când a aflat că oamenii se trag de fapt din maimuță, deși, fapt tot atât de neîndoielnic, unii nu s-au tras încă de tot. Exemplu. Mă minți, Costele? Te-am văzut cu ochii mei cum te plimbai prin parc cu maimuța aia? Eu beau un bodi. Timonier! Da? Ia oceanul meu și privește! Pe insula aceea, vezi? Aha, da! Văd niște băștinași și sunt goi pușcă! Or fi bărbați sau femei? Nu știu, că n-au haine pe ei!
Formidabil! Pare o insulă din povești. Ce flori frumoase! Da, și ce arbori înalți. Da. Cum se numesc ăștia? Cum le spune? Connie Francis. Dragi ascultătoare și dragi ascultători, tocmai am primit un telefon la redacție, prin care un ascultător mi-a atras atenția că glumele sunt cam vechi. În privința asta, glumele sunt ca și vinul. Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune. Deși prietenul meu pe care de acum îl cunoașteți, cel cu făcălețul. Exact, el. Deci, prietenul meu avea în privința asta o altă părere. El spunea că glumele sunt ca soacrele. Cu cât le auzi mai des, cu atât îți vine să... În anul 330 înaintea erei noastre, armatele lui Alexandru Macedon explorează Orientul Mijlociu și descoperă India, spre deosebire de Columb, care descoperise America crezând că a descoperit India. Alexandru nu a făcut eroarea de a descoperi India crezând că e America, deoarece America nici nu fusese descoperită. Dar aceste erori s-au petrecut și se mai petrec și astăzi, ele fiind inerente marilor descoperiri. O asemenea eroare a comis prietenul meu care, fiind cunoscut ca un bun orator, era invitat cu diverse ocazii să țină toasturi și speech-uri. Trebuind însă să facă față la o mulțime de solicitări, amicul meu a comis într-o zi o gravă confuzie, căci, fiind chemat la funeraliile unui om cunoscut pentru banii ce-i lăsa în urmă, și-a început discursul cu: dragi prieteni, ne-am adunat aici pentru a ne bucura de acest eveniment fericit. E adevărat că rudele citind testamentul, dar oricât, să revenim. În secolul XIII, Marco Polo traversează Asia, până în Orientul îndepărtat. Se pare că tot el este și inventatorul jocului de polo pe apă, dar asupra acestui lucru informațiile sunt confuze. Nu are nimeni un ochean? Și totuși vă spun, pe fâșia aceea de pământ se poate întrezări un grup de oameni. Eu văd, capitane, am oi buni. Sunt patru mateluți și un șef de echipaj care sapă. Bravo, marinare, ai oi de vulturi. Dar de unde știi că ești un șef de echipaj? El nu sapă, capitane. Ies din cărți și filme seara și vă aștept chiar lângă pat. Să căutăm în vis comoara din nostru vânt depărtat. Sunt piratul, neînfricatul, fără mână și picior. Eu sunt rudul, neîntrecutul, fără un ochi, dar ochitor. Bum! Au! Plouă, fulgeră și tună, capul-n palme la păsați. Spaima, spaima-n voi se adună, vin puzerie pirați. Sunt piratul, neînfricatul, fără mână și picior. Eu sunt crudul, neîntrecutul, fără un ochi, dar ochitor. Bum! Sticluțe colorate n-am închis doctorii. Am comorile furate, harta e fâșii, fâșii. Sunt piratul, neînfricatul, fără mână și picior. Eu sunt crudul, neîntrecutul, fără un ochi, dar ochitor. Au! Bum! Unde rămăsesem? Ce-a fost mai înainte? Așa, da, o melodie, apoi alta, dar unde ajunsesem înainte de melodie? Înainte de melodie, la Polo, la Marco Polo. Cum spuneam, ajuns în Orientul îndepărtat, Marco Polo a tras direct la Marele Han, unde a fost întâmpinat de un recepționer foarte isteț. Bună ziua! Bună ziua! Aici e Marele Han? Aici. Aș dori o cameră. Dacă ați rămas în pană, atelierul de vulcanizare e la colț. Nu, eu aș dori o cameră cu vedere spre mare. Luați o cameră cu vedere sau luați numai vederea? Nu m-ați înțeles. Ba, eu v-am înțeles, dumneavoastră nu m-ați înțeles. N-avem. Ce n-aveți? Camere, nici cu vedere, nici fără vedere. Deloc? Adică avem, dar sunt ocupate. Uite, dacă știam, nu mai plecam eu să descopăr ținuturi îndepărtate. Sunteți din altă parte? Da,
Vin tocmai din Italia. Din Italia? Păi de ce nu spuneți așa? Avem... Ce, Italia? Camere. Da, știți, aici vin tot felul de indivizi dubioși. Vă dați seama că trebuie să fim vigilenți. Mai ieri a venit unul care spunea că e Napoleon. Avem exact camera care vă trebuie dumneavoastră. Numai să-mi spuneți cum vă numiți. Numele meu e Marco Polo. Marco, e clar. Da, și eu sunt Gheorghe Sărituri de la Trambulină. N-avem. Ce n-aveți? Camere. N-avem. Păi, adineori... Păi ce, acte ai? Da, poftim. Da, deci măcar nu semeni cu poza din acte. Eram ceva mai tânăr. Ne, tălică, ai barbă și ăsta din poză n-are. Adevărul e că sunt cam neras. Asta poate să deruteze, dar... Poate pe alții, pe mine nu. Alte poze n-ai? De care? Cu barbă. Acum am priceput. Poftim cu barul. Nu, asta e de 25. Asta, adică ăsta are mustăți și pot cap. Da. Dumneavoastră n-aveți pot cap. Ziceți că veniți din Italia? Si. Si, si, dar vedi Napoli e poi mori. Napoli? Nu. N-a spus bine accentul. Nu Napoli, ci Napoli. Napoli? Chiar mă gândeam ce bine semănați cu Garibaldi. Garibaldi ăsta avea și el o barbă serioasă. Da, e adevărat. Oh. Da, să vedeți, eu sunt Marco Polo. Marco Polo. Așa. Da, poftim. Da. Asta e bună. N-are pot cap. Dar are barbă, nu? Ajunge? Da. Aveți o cameră la etajul 22 cu vedere spre hol și fără baie. Bine, dar eu aș fi dorit cu... În funcție de importanța istorică, tovarășul Polo, semnați aici. Polul nord s-a îndrăgostit și spre vale a pornit. Fricul l-a lăsat și este astăzi mai dezghețat. Poftiți, da, iată camera dumneavoastră, stimate exploratori. Da, frumoasă. Da. Aoleu! Ce e? Ce văd eu acolo pe perete? Nu sunt... Ce? Nu știu. Bătesc din palme. Dacă zboară, sunt muște. Și cum a fost în insulele Canare? Cum să fie? Canari peste tot. Da, dar în insula Creta. Păi, Creta peste tot. Dar în Capri. Păi ce să mă, capre cât vezi cu ochii. Pe coama munților, cu căprița vremea-mi eu petrec și-n frumoase cântece, înduiet cu dânsa mă-ntrec. Se aude tupul că-i meloban, cred că pe tine te-ar mânca. Să cânte numai ar prefera, micuță partenera. Peter, tu ești urecios, nici tu nu cânti mai frumos. Studii se vede imediat. Tu nu s-ar mai învăța, dar nu se vede și păcat. La München plec, la iar Maroc, cu căprița. Și dacă am puțin noroc, vânt căprița. Unicule, te rog frumos, lasă-mi căprița. Nu vrea să dea lapte mai gustos. Te rog frumos, te rog frumos. Iei banii, dar ce-o spun cu regret. Distrugi un duet. Am o nepoțică, are ziliat, chiar un contract. Chiar un contract. Pentru că aria n-a vrut să o ia și pe căpriță cu ea. Partenera, nera, nera, partenera m-a dezamăgit. Singură s-a oferit, singură s-a oferit. Dacă eu refuz într-una fără ea să plec, să plec într-un turneu, e de acord să plece ea în locul meu. Ah,
O poveste, o poveste, o poveste ca aceasta să se întâmple, se mai poate, în desene animate. Dar colegii niciodată între ei nu se lucrează, e o regulă de bază, suntem siguri, știți și voi. Dar descoperirea socotită cea mai mare a tuturor timpurilor o face Cristofor Columb în 1492. El descoperă America. Din surse demne de încredere aflăm că de fapt America fusese descoperită încă de la anul 1000 de vikingul Eric cel Roșu, dar acesta, neavând relațiile lui Columb, n-a putut să-și breveteze descoperirea. Columb, în schimb, a devenit victima unei confuzii, crezând că a descoperit India. Iată de ce el i-a numit pe locuitorii acelor pământuri indieni, oferindu-le la coborârea pe țărm mărgele de sticlă, brățări de lemn, rochii de pânză colorată în degrade, în schimbul cărora a pretins aur. Când băștinașii au făcut remarca că obiectele din sticlă, lemn și pânză sunt cam scumpe, Columb a spus, citez, așa e, dar sunt de la fondul plastic. Am încheiat citatul. Băștinașii, luând cele două cuvinte magice drept numele vreunui zeu al fețelor palide, au acceptat pe loc schimbul, prezentând și un dans tematic. Columb a felicitat pe membrii tribului artistic, după care a fost invitat la o mică agapă în biroul directorului. În cortul șefului de trib. Aici Columb a scos o pipă. A umplut-o cu tutun, a aprins-o, a tras un fum și a înmânat obiectul șefului sub formă de pipă a păcii. Bătrânul a preluat-o, dar din două mișcări a rupt-o, aruncând-o la pământ. Când Columb, văzând aceasta, a sărit în picioare cu mâna pe sabie, bătrânul i-a arătat calm un afiș pe care scria cu litere de o șchioapă. Fumați, vă privește, dar nu ne primejduiți și nouă sănătatea. De unde se vede că la indieni campania antitabagică făcuse adevărate minuni. Întrevederea a continuat într-o atmosferă prietenească, cu excepția câtorva mici neînțelegeri. Și anume atunci când Columb i-a transmis bătrânului că el e primul care a descoperit aceste pământuri, bătrânul i-a replicat. Hei, da! Acum mai rămâne ca și noi să descoperim Europa! Columb însă nu s-a pierdut cu firea. Și a scos din valiză o sticlă cu apă de foc. Astfel că pe la miezul nopții cei doi cântau de mama apei focului, unul în brațele celuilalt, demonstrând astfel că întotdeauna poate exista o bază comună de discuții. Spre dimineață, Columb, vrând să împărtășească bătrânului șef de trib din binefacerile civilizației, a luat un ou, care de fapt era ceasul lui de buzunar, și după ce l-a ținut 10 minute sub o găină, care era de fapt un crocodil, l-a luat și l-a izbit de o oală, care de fapt era capul bătrânului șef de trib. Ceasul a rămas înfipt acolo câteva minute bune până la trezirea din leșin a bătrânului, și de aici s-a păstrat până în zilele noastre expresia oul lui Columb. Bătrâna șefă a bătrânului șef de trib, trezită intempestiv și neobișnuită cu manifestările datorate apei de foc, puse urgent mâna pe un făcăleț, care de fapt era chiar un făcăleț, și împărți cu dărnicie în stânga și în dreapta, fără părtinire, alungând muza cântecului ce dădea târcoale celor doi cheflii. De aici ne-a rămas o altă expresie celebră: când muzele tac, vorbesc armele. De n-ai o muză lângă tine. Luna!
puțină liniște, vă rog. Țin să vă atrag atenția asupra unui lucru. Dacă vom debarca într-o țară necivilizată, e contraindicat să beți apă. Iar dacă vom debarca într-o țară civilizată, e contraindicat să respirați. Dragii mei indieni, numele meu este Cristofor Columb. De ce vă uitați așa la mine? Și ce tot șoșotiți acolo? Auzi, picior de cerb, da. Ai grijă de ăsta până să mă întorc eu cu vraciu, da. Am impresia că e puțin scrântit. De ce? Crede că a descoperit India. Într-o existență cu un ritm perfect, tu ești singura eroare de proiect. Tu eroare dulce cu efect fatal, eu crucișătorul înnecat la mal. În 10 castele de nisip armat, sufletul de bunăvoie l-am mutat. Flota de iluzii mi-am trimis-o larg și s-a frânt sub vântul ultimul catar. De dragul tău sunt un biet hidalgo, chimera mea moare de vânt pe o stea. După cum vezi bine, sar și peste cal ca să mângâi părul tău senzațional. De când stau să-mi dărui semnul așteptat, mi s-au rupt genunchii, harfa mi s-a spart. Viața mea tihnită țăndăr s-a făcut, explodând chiar de la primul tău sărut. În această hartă scrisă chiar pe cont, tu ești răsărit și vest și sud și nord. Tu ești răsărit și vest și sud și nord, da, tu ești răsărit și vest și sud și nord. Dragul meu, dragul meu, de când te-ai întors din expediție, te văd că am abătut. Abătut? Te înșel. Sunt doar puțin obosit și îmi place să stau așa. Și totuși nu-mi spui nimic, dragul meu. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat absolut nimic, draga mea. Dar te urmăresc de o oră întreagă. Ești gânditor, parcă te apasă o problemă. Ai ceva? Nimic, draga mea, e totul în perfectă ordine. Tu ți-amintești ce ne-am promis? Să ne spunem totdeauna totul. Să nu ne ascundem nimic. Dar zău, nu ți-ascund nimic, draga mea. Lasă, dragul meu, spune-mi. Hai, cine te-a necăjit? Nimeni, serios. Atunci de ce te chinuiești așa? Eu mă chinuiesc. Dragă, de ce nu vrei să înțelegi? Pur și simplu, îmi place din când în când să stau așa, să nu fac nimic, să nu mă gândesc la nimic. Mă, să zic că din cauza mea ești indispus. E, cum așa? Te-am supărat cu ceva? N-am fost atentă cu tine? Ți-am greșit cu ceva? Dar de unde? Ce tot vorbești? Nici pomeneală. Ai dureri de cap? Nu am dureri de cap. Hai să-ți aduc un antinevralgic. Sau vrei un coniac? Ești foarte drăguț. Un coniac? Dar nu iau nimic. Dar de ce nu, dacă te doare capul? Nu vezi că trebuie pur și simplu să scot cu cleștele ceva de la tine? Mă aduci la disperare, draga mea. Dar știi bine că ți-aș împărtăși toate gândurile mele. Dar crede-mă că acum nu mă gândesc la nimic. Nu se poate să nu te gândești la nimic. Lasă, nu-mi spune mie că nu te gândești la ceva, că nu te gândeai la nimic. E bine, atunci uite că mă gândeam și eu la ceva. Dar adineauri ai spus că nu te gândeai la nimic. Acum aud că te gândești totuși la ceva. Nu ai încredere în mine, vezi? Nu e adevărat.
dar nu am nimic de povestit. Altădată erai deschis cu mine. Ai, spune-mi, de ce nu mai ești la fel de sincer cu mine? Da, draga mea, crede-mă, te rog. Merit eu asta? Tu taci și taci și iar taci și mi-a ascuns totul. Draga mea, îți jur. La ce bun jurămintele? Numai sinceritatea poate folosi. Hai, dragule, deschide-ți sufletul. O să te ușoreze. Mărturisește pur și simplu totul. E bine, e bine. Acum am niște dureri de cap infernal. Vezi, știam eu ce știam. Puteai să mi-o spui foarte bine de la început. Acum recunoști, nu era mai bine să-mi spui totul exact cum a fost? Da. Perfect, hai, dă-i drum. Da, bine. Atunci discutăm deschis fără ocol, da? Da. Păi atunci spune mai întâi, dar așa direct, bărbătește. Da. De unde durerile astea de cap? Să nu juri că mă iubești. Te-am văzut și nu odată, când treceai cu altă fată, încântând-o cu povești. Nu înțeleg de ce mă minți și îmi spui că fără mine viața e tristă pentru tine, parcă eu nu știu ce simți. Nu, băiete, lasă jocul, nu te cred chiar dacă jur. Tu te joci mereu cu focul, nu vreau liniștea să-mi fui. Mie-mi place calea dreaptă, cerul albastru fără nor. Nu mă plec la orice șoaptă despre dragoste și flori. Nu, băiete, lasă jocul, nu te cred chiar dacă jur. Tu te joci mereu cu focul, nu vreau liniștea să-mi furi. Mie-mi place calea dreaptă, cerul albastru fără nori. Nu mă plec la orice șoaptă despre dragoste și flori. Câte în lună și în stele, nu mă păcălești cu ele. Tu ești altul decât pari, ăsta este felul tău să te plimbi pe jurăminte și pe lacrima fierbinte, fără ca să-ți pară rău. Nu, băiete, lasă jocul, nu te cred chiar dacă jur. Tu te joci mereu cu focul, nu vreau liniștea să-mi fur. Mie-mi place calea dreaptă, cerul albastru fără nori. Nu mă plec la orice șoaptă dragoste și flori. Nu, băiete, lasă jocul, nu te cred chiar dacă jur. Tu te joci mereu cu focul, nu vreau liniștea să-mi furi. Mie-mi place calea dreaptă, cerul albastru fără nori. Nu mă plec la orice șoaptă despre dragoste și flori. Domnule Columb, e adevărat că atunci când la noi e noapte, în America e ziua? Adevărat!
Deci când noi ne suim în pat, americanii se scoală și se dau jos din pat? Adevărat! Serios? Da! Atunci în viața mea n-o să mă mărit cu un american. Stimate Christopher Columb, dumneavoastră care ați descoperit America, cărui fapt credeți că datorați reușita dumneavoastră? Nu m-am decis încă. Sunt în continuare în tratative cu o firmă de pânze de corabie și cu două companii pentru construcții de nave. Dar ia să ne reîntoarcem la oile, astea, la corăbile noastre. Se povestește că stând într-una din zile la umbră și odihnindu-se, Columb a auzit pe bătrânul șef de trib chemându-și supușii. Ochi de șoim, picior de cerb, aripă de vultur, gheară de lup, coadă de șopârlă, la mine, la mine! Columb, nevrând nici el să rămână mai prejos, se grăbi și el să-și cheme prietenii de la catalog. Fănel al măcelarului, Grigore de la Ciclop, Vasile al aprozaristului. În fața acestor relații, bătrânul șef de trib a fost nevoit să recunoască superioritatea fețelor palide și a înmânat lui Columb jurnalul cumpărătorului. Acest jurnal a rămas până în zilele noastre ca o dovadă a modului cum se făcea comerț în acele timpuri. Timpuri nu-i așa de mult trecute, dar să-l deschidem și să citim. Aflându-mă în pragul ușii magazinului dumneavoastră cu sacoșa în mână, m-am întrebat, oare voiam să intru în magazin sau voiam să ies? Semnat? Un cumpărător nedumerit. 16.10.1493. Am cerut vânzătoarei 10 coți de pânză pentru vele, dar aceasta mi-a spus că nu-mi poate da pânza decât dacă cumpăr și o foarfecă de tăiat trandafiri. Când i-am spus că nu am ce face cu foarfeca, întrucât pe punte nu se prea găsesc trandafiri, vânzătoarea mi-a replicat că așa e și că de-aia nu poate nici ea să-și vândă foarfecele pe care însă trebuie să le vândă, îndemnându-mă să cultiv la babor niscai boschete și oferindu-mi în acest sens două cazmale, drept adaos la ața pe care o cerusem împreună cu pânza. E adevărat, a continuat ea, că în schimb nu se găsesc semințe de trandafiri, dar că nu trebuie să fiu chiar atât de pretențios și că, din moment ce tot nu vreau să cultiv trandafiri pe corabie, aceste semințe nici nu-mi trebuiesc. Când i-am spus că nici foarfecele și nici cazmalele nu-mi folosesc, mi-a spus că atunci nici ea nu dă pânza și nici ața. I-am cerut deci jurnalul cumpărătorului, la care ea mi-a replicat, reproduc textual: dacă vrei să iei jurnalul, trebuie să iei și șuruburi de 10, că nici astea nu se vând. Semnat? Un corăbier rămas pe țărm. Cerând vânzătoarei 10 tricouri de marinară, aceasta mi-a răspuns imediat, după un sfert de oră, că n-are. I-am arătat totuși ceva din raft și vânzătoarea mi-a aruncat pe teșghea 10 cămăși foarte curioase ce păreau pijamale. La remarca mea că dungile trebuie să fie orizontale, nu verticale, aceasta mi-a răspuns după încă un sfert de oră, timp în care a reușit să termine prima parte a conversației cu colega, că n-am decât să-i pun pe marinari să umble în patru labe și așa dungile vor fi orizontale. În același moment am fost asaltat de două femei în halate albastre, care mânuiau cu furie niște târnuri. Le-am atras atenția că abia după închiderea magazinului se poate face curățenie, drept care mi-au scuturat cârpa de praf în față, făcându-mă lipsit de igienă și mută-ți gabaritul să șterg și acolo. La cererea mea de a mi se prezenta și alte tricouri, vânzătoarea a spus niște cuvinte care ar fi făcut invidios chiar și pe un bătrân lup de mare. Când mi-am revenit, am cerut să vină responsabilul și după ce vânzătoarea m-a întrebat că pe ăsta cum îl vreau, tot orizontal sau vertical, mi-a făcut semn către fundul magazinului. Într-adevăr, acolo se afla responsabilul, urcat pe o scară, chinuindu-se să agațe o pancardă pe care scria: aici activează brigada de bună servire. Semnat? Un marinar dezbrăcat. Pătrunzând în magazinul dumneavoastră, mi s-au întâmplat o serie de lucruri curioase, drept care mă grăbesc să le încredințez acestui jurnal de bord al cumpărătorului. Am cerut 3 saci cu pesmeți marinere și după ce mi s-a spus nu avem, am cumpărat 3 sticle de rom.
Când am scos portofelul să plătesc, din întâmplare mi-a căzut pe deșghea carnetul meu de capitan de cursă lungă. La vederea carnetului, vânzătoarea, care era grasă și roșie, a rămas tot grasă, dar s-a făcut verde. A băiguit ceva și a scos de sub punte 3 saci cu pesmeți marinărești, motivând că tocmai sosise marfa. Am întrebat dacă nu cumva sosiseră și conserve de rechin, drept care vânzătoarea, mai aruncând o ochiadă la carnet, a scos tot de sub punte 10 conserve de acest gen. În scurt timp mi-am umplut sacul cu toate produsele necesare călătoriei pe care intenționam să o întreprind. Când să plec, vânzătoarea m-a făcut atent asupra carnetului. Am râs și i-am mulțumit, căci fără el, i-am spus, n-aș fi putut să mă urc pe vas. După primul moment de stupefacție, vânzătoarea luă carnetul și, după ce îl citi atent de 5 ori la rând, ultima oară cu voce tare, se apucă să strige: Gică! Vasile, săriți! În clipa următoare, 2 haidamaci mă deposedară de sac, înapoiindu-mi galbenii ce-i dădusem pe produse. Vânzătoarea, devenită între timp din nou roșie, m-a acuzat de uzurpare de funcție și că trebuia să-i spun de la început că sunt capitan de vas și nu... Semnat? Un capitan care nu e decât un capitan de vas. III a 8-a, 1494. Am fost impresionat de curățenia deosebită în care am găsit magazinul. E adevărat că nu era niciun fel de marfă și că am fost poftit afară, dar tot atât de adevărat e că magazinul era în renovare. Fără semnătură. III a 10-a, 1494. Țin să atrag atenția că în acest magazin vânzarea se face preferențial. În fața mea, un capitan de vas a cumpărat 3 ancore de 155x13, după ce a înmânat vânzătoarei câteva mărgele mici și negre într-o pungă aurie. Când la rândul meu am cerut o ancoră de 155x13, mi s-a răspuns că nu mai primisere de un an și că n-am decât să-mi cumpăr o frână de mână. Semnat? Un capitan neancorat. XI a 11-a, 1494. Am luat în discuția colectivului atitudinea necorespunzătoare a vânzătoarei de la raionul Ancore și care s-a făcut vinovată de vânzare preferențială. Cei care au vorbit s-au referit în cuvântul lor la atitudinea necolegială a vânzătoarei, care nu a împărțit cu colegii mărgelele primite, dând dovadă de egoism. Mulțumim pentru însemnările făcute în jurnal și asigurăm că vânzătoarea va fi de azi înainte mai atent supravegheată. Semnat? Un responsabil indignat. Scumpule, medicul mi-a recomandat să călătoresc, să o iau pe urmele marilor exploratori. Ne. Unde zici tu să merg mai întâi, a? La al medic. Da, e o idee. Cum tot o idee bună este și aceea de a explora mai departe. Geografia umorului. Aș vrea să cumpăr corabia asta. Cât costă? E, nu e de vânzare, e a lui tata. Și cât costă tata? Marian, Marian, stăm la cârmă ziua-ntreagă. Pescăruși, ciucăuși, ne-nsoțesc pe Marea Neagră. Navigăm fericiți, ne avântăm oțeliți, cu tumultul mării înfrățiți. M-aș lupta și cu un delfin, asta-i prea puțin, iar eu cu 3 sardele. De-i furtună știu ce fac, eu îi vin de hac. Pui mâna pe colac. Marinar, marinar, unda mării ne e drag.
ziua întreagă navigăm și admirăm ce albastră-i Marea Neagră. Ținem piept vântului, noi cântăm valului și zâmbim cu drag soarelui. Albastră-i Marea Neagră. Ținem piept vântului, noi cântăm valului și zâmbim cu drag soarelui. Ținem piept vântului, noi cântăm valului și zâmbim cu drag soarelui. Următorul mare eveniment geografic s-a produs în 1519, când Magellan a întreprins prima călătorie în jurul Pământului. Din nefericire, călătoria a durat atât de mult încât la întoarcere Magellan a aflat că soția sa nu mai trăia. După un timp, el s-a însurat din nou cu sora soției sale. Când a fost întrebat de ce cu sora soției și nu cu alta, a răspuns că la vârsta lui îi era greu să se obișnuiască cu o soacră nouă. Oricum, călătoria lui Magellan, plecat spre vest și întors pe la est, a demonstrat că Pământul e rotund. Lucru pe care Inchiziția s-a gărbit să-l combată. Marele Inchizitor a arătat că dacă el iese pe ușă și intră pe fereastră, nu înseamnă că gata, a demonstrat că o casă e rotundă. În cursul călătoriei sale, Magellan a întâmpinat numeroase greutăți, fiind uneori chiar la mare strâmtoare, în acest sens, rămânând până în zilele noastre un loc denumit Strâmtoarea lui Magellan. Dar până la întâmplarea cu pricina, să ne mai odihnim și noi, preț de o melodie sau două sau... Mateloți! Da. Pentru a ne putea descurca pe această insulă pustie, trebuie ca fiecare din voi să facă câte ceva. De preferință, ceea ce se pricepe să facă de acasă. Da. Unii vor culege fructe, alții vor vâna, alții vor tăia copaci, așa? E clar, nu? Da, chiar. De pildă. Care din voi a crescut la țară? Eu, capitane. Perfect. Tu ai să mulci nucile de cocos. Eram un cowboy liniștit în satul meu natal. N-aveam dușman, n-aveam pistol, doar niște vaci și un cal. Duceam în satul meu din munți un trai patriarhal. Și nicio grijă nu aveam, doar niște vaci și un cal. O, ce viață, ce viață am avut! Până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. O, ce viață, ce viață am avut. Până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. De dimineață mă trezeam în sunet de caval. Și ce aveam de îngrijit, doar niște vaci și un cal. O zonă în pieptul meu trăgeam când mă urcam pe deal. Să duc să pască liniștit, doar niște vaci și un cal. O, ce viață, ce viață am avut. Până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. O, ce viață, ce viață am avut. Până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. Aveam și o palmă de pământ în mediul meu rural. Și semănam trifoi că aveam doar niște vaci în cal. Spre seara ca să mă întorceam, mi se părea normal să îmi pierd vremea îngrijind doar niște vaci și un cal. O, ce viață, ce viață am avut. Până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. O, ce viață, ce viață am avut.
până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. Dar ai venit în viața mea și gestul a fost fatal. Nu mai aveam de îngrijit, doar niște vaci și un cal. Tot timpul meu mi l-ai răpit, năvalnic și brutal. Nu te-ai gândit că aveam și eu doar niște vaci și un cal? M-ai dus cu tine la oraș, eternul ideal, și a pierdut tot ce avea, doar niște vaci și un cal. Și liniștea, viața mea și satul meu natal. Și am pierdut tot ce aveam, doar niște vaci și un cal. O, ce viață, ce viață am avut, până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. O, ce viață, ce viață am avut, până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. O, ce viață, ce viață am avut, până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. O, ce viață, ce viață am avut, până în clipa în care în cale tu mi-ai apărut. Unde rămăsesem? Iar am... Gata! Gata, mi-am amintit. Nu vă bucurați, pentru că mi-am amintit. Spuneam că la recrutarea echipajului cu care a pornit în călătorie a participat însuși Magellan. Numele și prenumele. Carlos López y varios Juan Duarte Poncelos os Palmas de Camo y Suárez compañeros de... copii și mai rar. Care e numele și care e prenumele? Păi da, credeți că eu știu? Fiul lui... Juanitos de Lamo este Concordinos de Los Formicos Fantomates Ravetos y Cruzeros Alfonso López de Veliga. Iar te pornești. Ce să fac? Întrebi un regis întreg numai pentru tine. Așa, deci, fiul lui... mi-ai povestit așa. Și al... Dolores de Fuentes Maria Felicia. Dolores, e regulă, gata, poți să te oprești, așa. Așa, la urmă, datele astea nu sunt așa de importante. Pe o corabie ai mai fost vreodată? Siguros. Sigur, undos, asta, unde? Pe Cismigios, pe Herastraos. Ce e pupa? Pupa. A, da, pupa. Pupa, adică locul în care se poate pupa, o domnișoară fără să te vadă echipaj. Serios? Și tribordul, ce e? Locul în care echipajul poate pupa o domnișoară fără să-i vezi tu. Ia uzi. Cala, ce e? Cala ce? Da, cala, e clar, da. De tambuci, ai auzit tu? De tambuci? Tambuci. Nu, am auzit numai de tam. Mi-e sotafe cu minte, mii de trăznete. Păi atunci ce cauți tu aici, mă? Eu am nevoie de marinari experimentați. Tu n-auzi că vreau să fac înconjurul pământului? Păi da, de-aia m-am prezentat, așa mi s-a și spus, că e un post cu multe ieșiri în afară. Cine ți-a spus? Unchiul meu care lucrează în... Păi așa trebuia să spui de la început, păi da. Mă băiatul. Păi da. Cum îl cheamă pe unchiul tău? Pe unchiul meu îl cheamă Marius de Cartoles Vermisolus Tomos y Cariocas Contrafalgar. Capitane, cârmaciul nostru s-a urcat pe catarg ca să scruteze zările în căutarea pământului. Și de nefericire a căzut de pe catarg. Aoleu! Dar din fericire avea o saltea pe punte. Dar din nefericire pe saltea erau trei săbii cu vârful în sus. Vai de mine! Dar din fericire nu a nimerit în săbii. Dar din nefericire nu a nimerit nici pe saltea. Marinarul, oho, hei, când iubește, hei, oho, când se
carnavalului voios desprofată cu ochi negri și cu mersul gladios. Marinarul, oh, oh, hey, hey, îmi iubește, hey, hey, oh, oh. E cavalul năstrunit pe furtună și pe ploaie, cântă vesel, fericit și inima ca alfabetul morsei bate, tarata, 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 refren de dor. Transmite fetei mult visate, tarata, 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 tarata. Marinarul, oh, oh, hey, hey, când iubește, hey, hey, oh, oh, dă finețe dorului gândul la iubitei zboară și la tărișoara lui. Pom, porom, pom, 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 porom, pom, 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 pom. Marinarul, oh, oh, he, he, când iubește, he, oh, oh, cântă valului voios desprofată cu ochi negri și cu mersul mladios. Marinarul, oh, oh, he, he, când iubește, he, he, oh, oh, e cavalul nestrunit pe furtună și pe ploaie, cântă vesel, fericit și inima ca alfabetul morsei bate, tarata, 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 refren de dor. Transmite fetei mult visate, tarata, 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 tarata. Marinarul, oh, oh, he, he, când iubește, he, he, oh, oh, dă vinețe dorului gând la iubitei zboară și la țărișoara lui, și la țărișoara lui. Hey! Noi marinarii suntem niște neînțeleși. Uh-huh. Uite de pildă soția mea. Uh-huh. Nu mă apreciază deloc, dar adumitale. Nu știu, nu am auzit-o niciodată pronunțându-ți numele. Marinarul, oh, oh, he, he. Bună ziua, domnule Cortez, ți-ai ras barba? N-am avut niciodată barbă. Ne? Nici nu ți-ar fi stat bine, domnule Cortez. Nu m-a chemat niciodată Cortez. Într-adevăr, ar fi fost un nume foarte caragios. Trecând peste Vasco Nunez de Balboa, care descoperă Oceanul Pacific, și Fernando Cortez, care descoperă Mexicul, ajungem la James Cook, care la 1768 pornește spre Noua Zeelandă și Hawaii. Călătoria făcându-se tot pe apă, Cook a descoperit și un curent de apă caldă, ceea ce l-a determinat să gândească că papuașii cunoșteau boilerul. Desigur că în urma unei astfel de călătorii, Cook a obosit din cale afară, astfel încât, poposind pe o insulă, a tras la un hotel cu gând să se odihnească. Din relatările rămase, reiese însă că nu prea a reușit. Asta datorită unor papuași care veniseră și ei în același hotel. Care o fi camera 206? Dar trebuie să ne dea și un ghid. Ia stai mai bine, să batem la ușa asta și să întrebăm. Bună seara. Noapte bună. Dar de vreme vă mai culcați. Da. Sunt obosit, viu dintr-o călătorie foarte lungă. Noi căutăm camera 206 și nu o găsim. Poate știți dumneavoastră pe unde e? Aici. Unde e aici? În hotel? Aici, unde stau eu. Ha, formidabil! Auzisem eu că la tren casierele vând două bilete pentru același loc, dar într-un hotel? Păi, camera 206 avem și noi. Da, voi uitați, scrie și pe cheie, poftim, vedeți? 211. E, 211. Păi, da. Până acum spuneați că e 206. Da. Vă văd un om serios și cu barbă. Cheia!
Pe cheia dumneavoastră scrie 211. Da? Da. Ce chestie! Da. Trebuie să fie o coincidență. Da, mă rog, mă rog. Ce om nesuferit. Da. Ia, Gigele, parcă aici. Ah, uite aici, 211. Da. Hai, deschide, ce a rămas așa cu valizele în brațe? Da. Nu intră cheia. Oh, pentru că e întuneric. Ia stai. Da. Noapte bună, tot noi suntem. Sunt obosit. Da. Fiu dintr-o călătorie lungă. Dacă vreți să lăsați ușa puțin întredeschisă să vedem și noi. Da? Așa, mersi. Vă rog, fără. Ce om nesuferit. Da. Hai, dragă, să intrăm. Ia te uită. Ce? Nu se mai închide ușa. Dar dă mai tare cu piciorul. Alo! Da. Vă rog, ce este zgomotul ăsta? V-am spus că sunt obosit. Dar că... nu se închide ușa. Da, nu. Pentru că a rămas o valiză, nu știu, de-aia nu se închide. Poftim! Mersi. Dar nu prea aveți somn. Da, am avut. Bine, noapte bună. Noapte bună. Încet, încet, vă rog, închideți ușa, încet. Mi-a prins degetul. Păi vedeți, da, aia nu se închidea ușa. Hai, dragă, hai să mergem, că mi-o foame de lup. Acum ce-ai găsit să faci conversație? Ce om nesuferit! Am uitat de Pichișor! Poftim unde am ajuns! Să n-ai voie să aduci câinii la odihnă și să trebuie să-i ascunzi! Parcă ei n-ar fi stresați, mititei! Auzi, nu ți se pare că salamul ăsta miroase? Ce ia? Auzi, ia mai bine aruncă-l! Ăștia nu au nici coș de gunoi! Ce vrei, dragă, necivilizați, papuași! Aruncă-l pe fereastră. Da. Așa. Gigele, te rog, până nu te-a pus să mănânci, te rog eu frumos, bate-o pe mama în perete. Ce? În perete? Pe mama soacră? Fotografia, Gigele, fotografia. Când mărime naturală, n-ai vrut să o iei. Bine, uite. Așa. Bate-o bine, să nu cadă. Așa. Ia, uzi. Ce? Ce de e ecoul. Așa e la munte. Nu, bate cineva la ușă. Cine bate la ușă? Da. Tot dumneavoastră sunteți. Este ora 22:30. Mersi. Da. Agigele, auzi, potrivește-ți ceasul, uite, vecinul ne-a dat ora exactă. Da, mulțumim. Aveți un câine. Să vă trăiască. Dumneavoastră aveți un câine. Nu, e soțul meu. Eu sunt. Câinele latră. Nu, soțul meu latră. Da, e un hobby al lui. Da. Soțul latră la câine? Ia, Gigele, ia latră. Dar ce faci, dragă, te ștergi de grăsime pe perdea? Parcă n-ai mai fost niciodată într-un hotel. Șterge-te și tu pe pătură, că se ia mai bine. Da, mie, să-mi spui cum o să dormim noi în halul ăsta. Astea sunt condiții? Uite, hârtii sub pat, pătură murdară de grăsime, zugrăveala căzută, ia cheamă camerista! Și pe deasupra și tipul ăsta nesuferit, da, care ne deranjează tot timpul. De, papuași, ce poți să zici? Iată că vine omul pe care l-am trimis în cercetare. E, ce e, omule? Ce e? Par speriat. La arme, ne atacă Pieile Roșii. Stai blând, ăștia turiști se întorc de la plajă. Și ce a zis soția ta când te-ai întors cu atâtea bijuterii din comoara descoperită în străfunduri? N-a zis nimica. A rămas mută de uimire. Ca să vezi câte bucurii au venit deodată. Mm-hmm.
Omule, ce fericită sunt că te-ai întors din expediția ta din insulele Pacificului. Da. În fiecare zi mă gândeam la tine, număram zilele rămase, veneam pe țărmul mării și scurtam zările, vorbeam cu mama numai de tine. Da. Ei, da, ei, da, mi-ai lipsit foarte mult, foarte mult. Tu, în schimb, nu mi-ai lipsit deloc, draga mea. Am dat acolo peste un papagal care vorbea tot timpul. Ma che bello pappagallo. In camera mea e un perete pictat, un colț cu căpuși și un scaun înalt, un vas special pentru flori și o lampă veche cu multe culori. Mai am și un prieten, un papagal minunat, care repete mereu tot ce-a învățat. Când sunt obosit și vreau să adorm, strigăt mi-alungă orice urmă de somn. Când plec se supără foc și două zile nu-mi vorbește deloc. Dar am un prieten, un papagal minunat, care repetă mereu tot ce-a învățat. Iată ne ajunși în pragul anului 1901, când Robert Scott începe explorarea Antarcticii. Frigul, zăpezile, furtunile i-au creat probleme deosebite lui Scott și colegilor lui. Chiar la începutul expediției, Scott rămase prins sub zăpezi împreună cu prietenul său John. Noroc că prin apropiere se afla un Saint Bernard cu un butoiaș de coniac legat la gât. Văzându-l apropiindu-se, Scott exclamă: "Ura! Iată că vine cel mai bun prieten al omului!" La care prietenul său remarcă: "Da, și privește ce câine mare îl aduce!" După care cei doi își continuară neînfricați și încălziți drumul către Polul Sud. Dar nu peste mult timp se lăsă noaptea care, Antarctica nebeneficind de orarul de vară, dura 6 luni. Prin întuneric Scott își pierdu prietenul și în zadar striga după el: "John! John!" Căci vântul bătea vzz, vzz, iar lupii urlau înfricoșător: "Uuu! Uuu!" Și iar Scott: "John! John!" Și vântul vzz, vzz, lupii: "Uuu!" Copleșit de durere, Scott făcu o ultimă încercare: "John!" Și vântul vâj, vâj, iar lupii: drept care Scott a renunțat. Prin aceleași greutăți au trecut și Amundsen și Robert Peary și Nansen. De la ultimul ne-a rămas și un dicton celebru: "Ai reușit, continuă, n-ai reușit, mai tragi odată." În explorările lor, acești temerari au întâlnit și eschimoși. Despre aceștia se spune că în loc să se sărute, își freacă nasurile. Da, vă închipiți dumneavoastră ce s-ar întâmpla dacă unul din îndrăgostiți e nițel cam răcit. E, he,
Noroc! Cântecul meu de pe lac e un vals marinar, nițeluș cam ciudat. El nu se cântă ca barca pe valuri, ci e fredonat pe uscat. Când o persoană pe apele vieții plutește cam strâmb și cam șui, cântecul acesta nu stă mult pe gânduri, ci spune pe notele lui. A intrat la apă navigând pe uscat. Cine, cine-l mai scapă? Vai, a naufragiat. Știu eu pe unul la o instituție, are un post mititel, dar pentru orice fleac de aprobare stai zile întregi după el. Lumea așteaptă și dânsul nu mișcă, păstrează petiții străvechi, până l-au prins că mișcarea ce-i place mai mult e să miști din urechi. Și-a intrat la apă navigând pe uscat. Cine, cine-l mai scapă? Vai, a naufragiat. La un birou stă cu tare și scrie rapoarte și cică-i grozav. Scoate din mânecă cifre umflate, zâmbind către sine suav. Înaintează rapoartele mândru, dar până la urmă, vai, vai, mai vin și alții, adună, constată și-l vezi că a rămas fără grai. A intrat la apă navigând pe uscat. Cine-l, cine-l mai scapă? Voi a naufragiat. Și în sfârșit aș dori să mă scuz pentru acest mic refren pirpiriu, care a făcut un pop astă seară în veselul cișmigiu. Nu, nu sunt tenor, nu sunt bas, nici bariton, dar nu m-am lăsat mult rugat. M-am transformat într-o privighetoare, iar voi care m-ați ascultat, ați intrat la apă navigând pe uscat. Cine să mai priceapă de ce m-am pus pe cântat? Hei! Prietene Scott, să-l întrebăm pe eschimosul ăsta cât mai avem! Da, da! Hei, omule! Hei! Mai e mult până la Polul Nord? Cam 25.000 de kilometri în direcția în care mergeți, da? Acum și numai 10 în direcția opusă. Acum până una alta e pot să studiez harta, să văd pe unde se ajunge la Polul Nord într-un timp record. Polul Nord, pornim acum cu tot spre Polul Nord. Luăm orice mijloace de transport să explorăm și Polul Nord, da, da. Prefera un tren, compartiment de așez, poți dormi, poți să visez. Polul Nord nu-i continent, un gheață împinsă-i de curent. E oceanul înghețat, banchize în lung și-n lat. Iar detectivul, descoperind amprenta unui explorator pe o banchiză în Antarctica, l-a întrebat pe Amundsen. Vă rog să-mi spuneți, unde ați fost în noaptea de 24 septembrie spre 20... Ajungi la ultimile descoperiri geografice, anume explorarea Lunii de către Neil Armstrong și Edwin Aldrin. Aceștia au fost primii oameni pe Lună.
Ceea ce nu se știe e că odată cu ei în racheta exista și un al treilea personaj, Costică. Da, da, Costică, bunul meu prieten, Costică. Dar iată cum s-au petrecut lucrurile. Unul din cosmonauți tocmai transmitea prin stație către pământ. Totul este în ordine. Am cucerit luna, ne întoarcem. Felicitări, vă auzim foarte bine. Iar imaginile transmise prin televiziune sunt foarte clare. Avem totuși o nedumerire. Ce nedumerire? Cine este personajul acela care se mișcă pe lângă voi? Nu cumva ați adus vreun lunatic? Stați că nu înțeleg. Este un om. Nu voi l-ați pus în rachetă? Nu, e viu? Viu, ba chiar zâmbește și se scarpină la ceafă. Reveniți imediat pe pământ. Repet, reveniți imediat pe pământ. Nava a revenit pe pământ, unde Costica a fost preluat de o delegație formată din oameni de știință, doctori, psihologi, neurologi, biologi și alțologi. Aceștia își manifestau în mod deschis mirarea, pipăindu-l, mirosindu-l, unul a vrut chiar să-l muște de nas, fiind teribil de uimiți că este viu și nevătămat. Apoi a fost luat pe sus și dus într-un laborator de cercetări, unde a fost studiat foarte atent, puls, tensiunea, presiunea, etc., analizele ieșind foarte bune. Decanul delegației a luat cuvântul și i s-a adresat. Dumneavoastră sunteți un unicat. Să zburați în cosmos fără pregătire, fără antrenament, fără costum special? Cu asta Costic al meu nu a fost de acord, așa că a luat la rândul lui cuvântul. Unicat, într-adevăr. Cum adică fără pregătire? Locuiesc de 10 ani la etajul 14 al unui bloc nou. Vecinul de sus de petrecere în fiecare zi, așa că sunt obișnuit cu tot felul de trepidații, iar cu zgomotele și mai mult. Câmpurile mele magnetice sunt mereu perturbate, căci camera mea este plină de aparate electronice, iar pereții sunt împânziți cu fire electrice. Da, cât despre modificări chimice în compoziția aerului din navă, ele nu s-au produs și chiar dacă s-ar fi produs, ele nu mi-ar fi dăunat. Prin fața ferestrelor apartamentului meu pârie, troznesc și fumegă sute de automobile pe oră. În ceea ce privește condiția fizică, cred că e de ajuns să vă spun că liftul e aproape mereu stricat. Iar în ceea ce privește rezistența nervoasă, imaginați-vă că de 5 ani locuiesc împreună cu mama soacră. Vedeți deci că nu e niciun secret că o asemenea călătorie în cosmos a fost pentru mine floare la ureche. La un an de la această întâmplare, toți locatarii blocului, inclusiv Costică, au fost mutați. După câte am auzit, acolo se va instala un centru de pregătire a cosmonauților. Alo, aici e luna. Vă invit la dans, prieten bun. Azi v-am pregătit din flori cu lun. Azi pentru voi am raze noi. Uite ce arătare se apropie de barul tău. Să fiu al naibii, dacă nu-i un marțian. Vă rog să-mi dați
un pahar de whisky. Sigur, sigur. Poftiți. Bun, mulțumesc. Cât mă costă? 3 galbeni. Poftim. Sunt atât de... Pe la barul meu nu am mai călcat niciodată un picior de marțian. Nici nu e de mirare, cu așa prețuri. Barca pe valuri. Oi fi tu lup de mare, dar nu ți se pare că bei cam mult? Crezi? Eu nu beau decât în 2 ocazii. Când călătoresc pe mare și când nu călătoresc. În cosmos? Pe pământ? Sau pe apă? Am refăcut minut cu minut traseile marilor exploratori înscriși în... Geografia umorului. La ce te gândești, iubitule? La mari exploratori ai omenirii. Columb a descoperit America, Vasco de Balboa a descoperit Oceanul Indian, Juan Ponce de Leon a descoperit Florida, Fernand de Cortez a descoperit Mexicul. În schimb, eu am mers a 3-a oară cu mașina la ciclop și mecanicul nu a reușit să descopere nici până acum de unde vine bătaia la motor. Oh.